Cei trei elevi giurgiuveni care au obținut numai note de 10 la examenul de evaluare națională au fost felicitați și premiați în cadrul ședinței de Consiliu Local din 28 iunie. Chiar la începutul ședinței, primarul Nicolae Barbu a solicitat suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre prin care cei trei elevi au primit o recompensă financiară din partea municipalității. Permiteți-mi ca în fața dumneavoastră să invit pe cei trei elevi. Avem doi băieți și o fată de data aceasta, așa că vedem și băieții sunt nu numai isteți, dar și silitori. Și să-i invit în fața dumneavoastră, să-i felicităm așa cum se cuvine, să-i aplaudăm, să-i prezentăm prin intermediul dumneavoastră cetățenilor din municipiul Giurgiu și să ne mândrim cu ei. Gheorghișor Dede Iasmina Maria. Este bine meritată și cu surse financiare în mică loc. Damian Teodor Gabriel, clasa 8, școala primară. Iasmina are Colegiul Național Ion Maiorescu și cel de-al treilea, școala generală numărul 8, Marin Voiculescu, Similea Alina Andrei. Evident că proiectul a fost votat în unanimitate de consilierii municipali, ceea ce demonstrează încă o dată că atât Consiliul Local cât și primăria nu rămân insensibili la performanță, ci chiar o încurajează și o premiază.